Mamă, să te iert la mulțe. Cine să te iască? Cine să te iască la mulțe? Mama să te iască, mama să te iască la mulți ani. Mulțumesc, iubita mea frumoasă și scumpă. Mama, poate să fac cu tine tortul tău? Vrei să facem tort? Dar eu nu vreau tort. Vrei să-mi faci un tort? Da, cu tine. Ce fel de tort vrei să-mi faci? Vreau să fac cu tine și cu Daniel. Și tu vrei să faci tort? Da. Ce fel de tort vrei să-mi faci? Încă aici e lumina în spate. Un tort bun? Da. Un tort delicios? Da. Noi trei da. O să facem. Lasă-mă, Lili, că m-am spălat pe mâini deja, mă ustru mâinile de cât m-am spălat pe mâini. Lasă-mă. Okay. Mami, noi trei facem tortul tău. Noi trei facem tortul meu. O să facem? Da, o să facem mai încolo. Da, noi două și cu Daniel. Da. De când ne pun șoțele? Unde ai pus șoțele? Sunt sus? Da. Eu le pun lângă pe lângă să piată. Acolo le pun eu. Acolo le pun eu. Că nu știu unde le pun. Băi, m-am întins un pic și mă doare aici așa. Toată partea asta. Oh, cred că mi s-a întins acolo vreun mușchi sau ceva. Stau aici cu Lili. Tu, Lili, te-ai îngrășat că nu mai încăpem pe scaun amândouă. Am fost un pic la cumpărături. Am cumpărat Pampers. Niște burcanele pentru Felix să fie. Și lapte. Am cumpărat din Rossmann. Oh. Și orez. Mi s-a făcut poftă de orez cu lapte. Vai, de ce mă doare! Da, și în rest, așa, oamenii sunt cât de cât ok, am văzut că se păstrează distanța. Așa, nu era foarte aglomerat la cumpărături, bine, nici nu prea mai e ce să cumperi. N-am intrat în Lidl sau în altă parte, am fost doar în Rossmann, mie îmi trebuiau Pampers. Și pentru asta m-am dus. Pe canalul principal aveam un filmuleț cu evoluția Claudiei de la 0 la 2 ani. Din păcate, YouTube a decis să mi-l șteargă. Și ne-am mai uitat astăzi încă o dată. Nu știu dacă l-am pe vreun hard extern, că este filmuleț de acum vreo 4 ani. Când, da, cam vreo 4 ani de când l-am editat și nu știu dacă îl mai am. Oricum, m-am mai uitat așa o dată și... Pe canalul principal am pus deja pe privat foarte multe filmulețe cu copiii, vloguri de acum 3-4 ani, tot ce era așa cu copiii le-am pus pe toate pe privat și urmează să mai verific să văd dacă mai e ceva și să le pun, pentru că nu aș vrea să mi se șteargă filmulețele, pentru că așa de rău îmi pare. Cred că dintre toate filmulețele astea cu Claudița n-aș vrea să se piardă. Dar na, dacă tot l-au șters pe ăla, cel mai probabil l-am, dar trebuie să văd pe unde. Da, așa asta. Am pus pe privat o grămadă de vloguri vechi, filmulețe cu copiii și o să mai tot pun. Și sper să nu mai îmi șteargă filmulețele și să-mi dea drumul la comentarii pe canalul principal, că ăsta este unul dintre motivele pentru care nu se dau drumul comentariilor pe canalul principal. Și pe lângă faptul că deja nu se dădeau drumul la comentarii, s-au apucat și să mai îmi șteargă din ele și așa că mai bine îmi fac eu ordine. Ce faci, băiatul? Dințosule, dințosule,
Dințosule. Nu știu dacă se sparge balonul ăla. Ceva ce-l umpli? Îl umpli? Mă demestecat. Front, 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 front. Îmi place că scârție pe gingii. Deci Lily se ține ca un Sky după mine. Unde merg? Hop și ea. Dar cred că e cam pic o chingură de somn. Dar nu se lasă ea, e ambițioasă. Da. Ei, da. Mama, eu să fac tort cu Danny. Nu facem tort? Mhm. Da, fă tort cu Danny. Vrei să-mi iasă? Ai adus firul și acasă? Nu intenționat. Adică nu știu. Vrei, te filmezi în timp ce ai? Hai să vedem. Mulțumesc. Plăcere, am mulți ani. Mulțumesc. Sunt de aia înapoi. După. Dar chiar e faină să fac așa. Și mi-e place. Ai cumpărat-o din DM? Da, că n-am avut ce să, în ce să pun yes, în fără de DM. Deci nu cred. Deci nu, Deni, că ai dat peste o grămadă de bani. De unde știi? Păi de asta e scump și nici nu ăsta e ăla original pe care îl folosesc eu. Deci i-am și zis lui Florin. Ce ai zis lui Florin? Că i-am cumpărat unul, dar nu știu dacă e ăla, așa că l-am cumpărat în mic, pentru că n-am vrut să dau greș mari, știi, gen să cumpără la mare. Nu, ăsta e, it was a joke. Oh, și era și singur de acolo. Zic, cum să nu fie cuț original? Nu știu, Florin, că i-am zis. Am venit de la mare, dar azi noapte, azi când am venit de la muncă. Atunci ai intrat? Nu, am intrat înainte, când am plecat de acasă. Atunci ai zis, Florin? Atunci am intrat la magazin și când am ajuns acasă la muncă, i-am povestit despre el. Pai, mulțumesc! Nici nu știu cum miroase de când mi s-a terminat. Păi să știi că am dat... Așa mic n-am mai avut niciodată. Asta că ai acum. Asta e acum. Uite ce am mai făcut. Ce drăguț e ambalajul. Deci am dat acolo pe, cu testerul. Am mirosit mama, și nu mirosea deloc. Mama, uite ce acum. Asta așa e. La al meu nu se scotea capacul, se dădea... Știu. Dar ce fain e. Oh, de când nu l-am mai mirosit. Păi să fie mai greșe. Să scrie scane. Cum nu miroase tu? Ai nasul înfundat? Cred că din cauza porului nu poți să miroși. Nu miroși? Nu, sunt scane. Scane. Nu cred. Poate are nasul înfundat. Nu. Dar se simte foarte tare. Se simte. Ce drăguț e. Ce mai e acolo? Mi-e luat de astea care îmi plac mie. Mulțumesc. Și din astea. Nu știu cât o să mănânci tu din ele. A, de asta nu vrei să vadă copiii. Mama, mama și mie îmi place. Asta e ceva place. Special sau e nu? E ăla obișnuit. Mama și mie îmi place cât e astea. Știi, îți place din ăsta, da, da, să-ți zic ceva. Nu este ziua ta și mi-a luat un email. Ce fain, că mi s-a terminat. Știu, nu știam dacă să ți le-au păsat sau pe ăla negru, care e negru din și, sincer, am ezitat un pic să-l cumpăr, că nu e ambalat deloc. Și era ultimul sau ce? Nu, era o grămadă și niciunul nu era ambalat. Și m-am dus în DM. Mami. Și de acolo nu am luat, am zis că intru în Rossmann, poate acolo sunt ambalate. Și în Rossmann la fel era, niciunul nu era. Înseamnă că așa le-au făcut-o, economisesc plasticul. Dar oricum e fain să vede că e nou. Da. Mama, mi-e place din asta. Bine, mami. Cum și acum să vă melodeai pe fundal. It's been a while. Thank you very much. Și noi venim ăsta. Dar te-am păcălit că n-am zis că nu-i ăsta. Și noi. Adică, serios că m-am zis că... Bine, am și niște cârnați în fire care am luat de se bag și pe aia acolo la cuptor. Poți să-i bagi tatăl. Și noi venim ăsta. Am bun. Hai, ia-ți sacoșa înapoi. Oricum. A, da. Thank you. La baie. Bine, când o să... Când o să...
După ce mâncați mâncare vă dau. Mama, frate. Trebuie să fii mai atentă. Floare. Ce de floricele de tati? Floare. E. Doi. E. Mai doi. Da. Nu se pune. Dă frumos cu Zara. Vezi că te descalific dacă nu joci corect. Ce este descalific? Înseamnă că îl scot din joc. Scoți din joc, da. Da. Dacă nu joacă corect. Ia la da, de multe da, ce am făcut? Păi ce ai făcut? Ai dat cu Zara sau numai l-ai aruncat așa, fără să se învăță? Nu, nu l-a pus aici. Hai tu, vii. S-a jucat și Daniel cu noi, dar s-a plictisit repede, aproximativ după primele 20 de secunde. După ce am aranjat piesele pe carton. Uite, așa se face. Miști bine zarul și după aia arunci. Inimă, 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 inimă. Ciupercuță, ciupercuță. Inima și tati. Umbrelă. Eu trebuie să dau ceva, trebuie să dau o floare ca să intru în joc. Este un fel de nu te supăra, frate, mai simplu, așa, mai pentru da. Copii de la 3 ani în sus, cred. Când a fost la mădelul ăla, se asta dacă e aici, mami, și aici e da. Ocupat, poți să sar până la asta? Da. Da. De ce? Păi poți să te scoți afară. De ce? Să mă scoți singur. Mami, deci odată te faci, scoate-te fiule afară, scoate-te. Nu vești? Cine este? Ți-ai făcut căsuță? Da. Mami este. Triunghi? Eu trebuie să dau cu Zarul. Ha. Uite, și o să dau o floare. Da. Nu, nu băga în gură, e înghețată? Da. Dar nu băga în gură și vorbește, vorbește, vorbește. Da, da zi mama. Mama. Tata. Tati. Paralelipiped. Pim, pim, ped. Mama. Vezi că vrea să cuția. Aba! Am dat floare, am dat floare. Nu, tu ai dat așa. Papa! De ce trișezi? Melissa cam trișează. Nu, a văzut să mă uit acasă. Inimă. Inimă. Inimă, inimă, inimă. Hai, Mercedes. Inima, inima, inima. Și acum Melissa tot învârte de cartonul ăla până se face floare. Ce am? Copăcel. De ce nu vezi tu ce ai dat? Stomul copac. Inima. Nu, nu stai în spatele meu aici, tu dai, Melissa. Da, vreau să te dau afară, să te scot, că ai prea multe piese înăuntru. Floare.